Citim și această carte frumoasă scrisă da, de Gabriela Șulea. Dar bufnița e mai mare decât, de, decât una... Păi, bufnița poate... Da, este mai mare, bineînțeles. Știu ce să faci, Gabriela Șulea, cu ilustrații de Doina Accenti. Hai să vedem. Gabriel. În ziua aceea, Aron, puiul de arici, era supărat. Înaintea, încetișor, prin iarbă, împingând o parte cu boticul rotund firele prea dese și tari. De fapt, în ziua aceea părea că totul îi se împotrivește, până și razele de soare care încălzeau cam prea tare țepii și îi uscau năsucul. Of, nimic nu era bine. Aron era supărat sau trist sau nervos sau toate trei la un loc. E cam greu de spus. Uneori parcă s-ar întâmpla toate odată, amestecate așa de bine că nu le poți deosebi una de alta. Când ajunse în dreptul vizuinii, se așeză pe covorașul împletit din ramuri moi de alun. Aron se strânse ghem și închise ochii. De obicei, după câteva clipe, sforea ca un motoraș, însă nu și astăzi. Astăzi era atât de supărat încât părea că nici somnul nu îndrăznește să se apropie de el. Dar ce pat mic are și ce da, adânc... E el. Da, dar e mai departe patul. Pufăind prin nările rotunde ca două mărgele. Da, Riciul Aron se simțea foarte trist. Nu putem ști ce anume îi se întâmplase, însă nu-și dorea decât să rămână în căsuța lui și să doarmă, sau să aștepte pur și simplu să se facă mâine. Poate că supărarea avea să-i treacă de una singură, se gândea Aron. Aerul era cal și moale ca o gogoașă tocmai scoasă din cuptor. Soarele strălucea pe cer și niciun nor nu-i strecura razele fierbinți. Ce bună ar fi o limonadă, visa Aron, dar n-am nicio lămâie mai bine dorm. Către prânz, când o goare era mai aprigă, trecut prin fața vizuinii broscuța bru. Salut, Aron, ce mai zici? Îți faci siesta? Vai, dar ce e cu mutra asta bufnat Ai pățit ceva? Nu, răspunse Ariciu, sunt cam supărat. Supărat într-o zi așa de frumoasă? Ia uite cum strălucește soarele și e și cald. Păi gata, știu ce să faci. Hai cu mine la râu să ne scăldăm puțin. Sunt sigură că o să te înveselești imediat. Apa e așa de răcoroasă. Mulțumesc, dar mai bine rămân aici. Bru, ai uitat că eu sunt un arici? Noi nu știm să notăm prea bine. Sigur n-aș putea nici să trec râul. Ei, și ce dacă te învăț eu? Magie, hocus pocus, să noți e cel mai ușor lucru din lume. Hai de cu mine! Nu vin, Bru, mulțumesc. Aricilor nu le place apa. Nici nu vreau să mă gândesc cum aș arăta cu ție piuzi și ce grei ar fi. Bine, treaba ta, eu mă duc. Am întâlnire cu prietenele mele, broscuțele din lacul vecin. O să fie foarte amuzant. Ah, ce bună e apa! Ariciul însă nu avea deloc poftă de scăldat, iar Bru parcă nici nu auzise când îi spusese că lui nu-i place apa. Aron se ghemui mai strâns pe covorașul lui de frunze și crengi, iar roscuța a plecat să o în păi către lac. Oac, 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 oac. Mai spre după amiază, când soarele începuse deja să coboare, încet din mijlocul cerului, prin fața vizuinii, trecu vecina lui, Veverița Vera. Ce-i cu tine, Aron?" Îl întrebă ea, De ce stai așa de îmbufnat?" Sunt trist," răspunse Ariciul. Trist? Cum să fii trist? Te-a supărat cineva?" sau iar te certa cu bursucul. E, știi că așa e, nu pune și tu la inimă, doar nu o să stai boss, un frat, într-așa o zi însorită. Nu, dar... Ia stai, știu ce să faci. Vino la ping pong, am întâlnire în poiană cu toate veverițele, facem concurs. Ce mai o să fie foarte distractiv? Dacă vrei, poți să fii în echipă cu mine, o să uiți de supărare cât ai zice bursuc. Mm. Nu, mulțumesc. Dar să fie și o aici. Ce păcat, e uite, mingea, uite-o, joacă Ai cu linda. Linda. Mm -hmm. Ce păcat, e o vreme așa frumoasă și tu vrei să rămâi singur în vizuină, bine, te las poate ne vedem mai târziu. Dar nu m-am certat cu bursucul," zise Aaron mai mult pentru sine. Și n-am poftă de juca ping pong și nici nu le cunosc pe prietenele tale. Puțin mai târziu, avea drum pe acolo cârtița clementina. Uh. Bună, Aron! Ce faci? De ce stai singur? Nu știu, sunt cam supărat. Supărat? A, da, păi pentru că stai singur și te pictisești, de-aia ești supărat, e normal. Da, nu-ți face griji, trece, știu ce să faci. Hai cu mine să mă ajut la săpatul galeriilor să vezi ce răcoare e acolo. În plus, când sapi e nevoie de multă concentrare și forță, trebuie să dai pământul de o parte și de alta cu gheruțele și să fii foarte atent, că altfel se poate prăvăli peste tine. O să vezi, uiți imediat de supărare. Nu, mulțumesc, spuse Aaron. Nu te supăra, dar astăzi nu cred că vreau să sap galerii. Și să și că aricii nu se pot orienta sub pământ pentru neric așa ca voi cârtițele. Mai bine aș bea o limonadă. A, dar cu asta nu cred că te pot ajuta. Lămâi nu am și nici apă rece de la râu nu prea pot aduce. Și cârtița Clementina plecă la treburile ei, spunându-și în gând. Eu l-am invitat, ce să fac dacă nu vrea să vină? preferă să stea bosunflat. Treaba lui! Nu trecu mult și printre frunze și a apărut bursucul Benedict. Era foarte vesel și rotunjor, ca un balon bine umflat. Salut, Aron! Salut, bursucule! ce faci, singur? Da, sunt supărat. Aoleu, cum așa? Poate e de la căldură? Nu, nu e de la... E, de la orice ar fi, știu eu ce să faci. Hai de la cofetărie, azi au tarte cu zneură și biscuiți cu miere și nuci. Un vis! Drept să spun eu chiar de acolo vin, dar mai merg odată cu mare plăcere. Nicio o supărare nu i rezistă la prăjiturile cu spumă de mure. Sunt specialitatea ursoaicei. Neam, neam!" continuă bursucul, lingându-se deja pe botic. Nu mulțumesc, spuse Aron, nu prea mi-e foame. Cum vrei tu? Eu mă duc. Acum că am pomenit de bunătățile astea, am lasă gura apă. Mmm, niște fursecuri cu frat și jeleu de caise și o înghețată de zmeură. Nici unul dintre prietenii care îl întrebaseră pe Aron din ce motiv este supărat, nu ascultase cu adevărat răspunsurile ariciului. Cu toții se grăbiseră să-l învețe ce să facă pentru a se înveseli. Peste pădure se lasă încetişor seara, iar bufnița a buș începu plimbarea obișnuită. Fâlfâia liniștită din aripi, 1 doi 1 doi când îl zări pe Aron. Puiul de arici dormea exact în același loc, iar supărarea încă nu-i trecuse cu totul. Bună seara, Aron, ce mai faci? Te-ai dus deja la somn sau nu te simți prea bine? Ba da, ba da, mă simt bine. Atâta doar că sunt supărat. Supărat? zise bufnița cu blândețe. Oh, se mai întâmplă. Îmi pare rău. Uite, dacă îmi dai voie, pot să rămân puțin lângă tine. Ce zici? Nu te deranjez să știi. Doar mă așez aici și dacă vrei, poți să-mi povestești ce s-a întâmplat. Bine, răspunse Ariciu și îi făcu un loc lângă el. Poți să stai cu mine. Aron și Bu s-au cuibărit unul lângă altul, sub ultimele sclipiri moi ale soarelui. Buvnița l-a înconjurat încet cu aripa ei ca un evantai răcoros și au rămas așa în tăcere. Apoi Aron i-a povestit în sfârșit motivul supărării sale. De deasupra, stejarul cel bătrân și-a plecat crengile peste Bu și Aron. Și mie poți să-mi povestești totul, noi, copacii, știm bine să ascultăm și să păstrăm secrete. Povestea noastră se apropie de sfârșit. Probabil că nu vom afla niciodată ce îl întristase atât de tare pe ariciul Aron în ziua aceea. Ar putea fi orice. Bufnița și stejarul sunt singurii care au aflat totul, însă copacii sunt tăcuți ca pietrele. Odată ce le-ai încredințat un secret, ți-l vor păstra cu sfințenie pentru totdeauna. Iar dacă nu mă credeți copii, puteți încerca și voi. Sigur veți întâlni în drumurile voastre un copac cu ramuri largi, cât să cuprindă toate secretele și supărările, precum și cele mai mari bucurii, care vă inundă inima Mami. cu o mie de sori. Eu vreau să văd ceva. -a plăcut? V-a plăcut? Mami, Uite, aici e jos, aici e eu o să încerc.